Primarii spun că banii alocați de la bugetul de stat pentru cheltuielile cu asistența socială le vor ajunge pentru aproximativ o jumătate de an, în condițiile în care anul acesta au primit doar 50% din suma necesară, față de 90% în 2019. Vreau să vă spun că la sfârșitul anului 2019 s-a menținut această cifră și până la sfârșitul lunii ianuarie. Avem 155 de asistenți personali și 527 de persoane cu handicap, persoane cărora le plătim indemnizație, conform reglementărilor legale, desigur. În anul 2019, costurile pentru asistență socială au fost asigurate 100% din TVA, taxă pe valoare adăugată, alocat de la bugetul de stat pentru acest tip de cheltuială. În acest an am primit de la bugetul de stat doar 50% din suma necesară pentru cheltuielile cu asistența socială. Există o lege, 448 din 2006, care, printre alte precizări, spune așa: autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele care asigură în proporție de cel mult 90% de la bugetul de stat, care se asigură în proporție de cel mult 90% de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA. Poate, mă rog, fraza este mai încurcată un pic, dar încerc să explic. Deci această lege zice că din bugetul de stat pentru asistență socială trebuie să primim cel mult 90%, 10% trebuie să asigurăm din bugetul local. Ce am făcut în acest an? Suma necesară pentru anul 2020 este de 1.452.000 RON. De la stat, de la bugetul de stat, ne-a fost repartizată suma de 7.252.000 RON. Aceeași problemă o reclamă mai mulți primari din județ. Toată problema lui, și aici sunt discuții pe tema asta, că la persoanele cu dizabilități, respectiv asistenții personali și cei cu indemnizații, unde noi ne învârtim în jurul cifrei de 45. Cam acolo suntem noi, Comuna Mirșit, dintre care cam jumătate sunt asistenți personali, jumătate sunt indemnizați. Cheltuielile cu asistență personală sunt acele persoane pe care noi le avem angajate, îs mai mari ca și cu indemnizații, dar asta e, că bolnavii au nevoie de acești angajați. Presupun că vreți să o ridicați, este aceeași de care se plâng cam toți primarii la această oră. Statul teoretic asigură 90% din aceste cheltuieli și diferența de 10% e în cârca primăriilor, doar că anul acesta ați primit 50% în loc de 90%. Da, s-a primit în jur de 50%. Noi am mai pus mai mult de 10% din buget ca să putem plăti pe o perioadă mai lungă, dar noi așteptăm ca această diferență de bani să ne fie dată la o rectificare de buget, să putem face regularizarea sumelor pe care noi le-ați dat în plus, de 10%, iar de acolo, dacă facem un calcul, mai pot merge undeva în jur de 200 și ceva, 300 de mii, tot către dezvoltare, către investiții.